Ileana Sterp și soțul ei au tras o sperietură zdravănă. Stăteau amândoi pe canapea când s-a întâmplat, s-a mișcat destul de tare. Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbizul românesc. Sora lui Culiță Sterp este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii ei tot ce se întâmplă în viața sa. Vedeta a mărturisit că în această seară a trăit o sperietură groaznică alături de soțul ei. Iată ce s-a întâmplat. Ileana Sterp este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă de urmăritori. Vedeta comunică zi de zi cu fanii săi, ținându-i la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Recent, sora lui Culiță Sterp a distribuit în mediul online o poză cu ea și un mesaj prin care spunea că s-a speriat teribil de tremurul din această seară. Vedeta se relaxa pe canapea în compania soțului ei când s-a produs seismul de 5,2 grade pe scara Richter. Ileana Sterp s-a speriat și mărturisea că încă nu își poate reveni din tremurat. De asemenea, vedeta i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă și milă de toată lumea, având în vedere dezastrele care se produc în toată lumea. Stând pe canapea cu soțul, dintr-o dată am simțit cum se mișcă cu noi și s-a mișcat destul de tare. M-am speriat teribil, inima îmi bate foarte tare. Doamne, te rog să ai grijă și milă de noi, a transmis Ileana Sterp pe pagina sa de Instagram, întrebându-și în continuare fanii dacă au simțit seismul